În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar cel ce va învăța aceste cuvinte ale mele, mare se va chema în împărăția lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, astăzi este o mare sărbătoare, cea în care prăznuim pe cei trei mari dascăli lumii și erari, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Este o sărbătoare mare pentru că au fost la început anumite apartenențe și mai ales simpatii în primele veacuri creștine, acești trei tăritori fiind viețuitori în secolul al IV-lea, au adunat mai multe simpatii, spuneam. Oamenii și astăzi se adună pe anumite categorii. Unii apreciază ceva, alții apreciază altceva, unii se apropie de anumiți oameni, alții de alt tip de oameni. Și pentru că unii erau mai apropiați de Sfântul Vasile cel Mare, un puternic rugător, dar și un puternic în faptă, alții se apropiau de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, iar alții de înțelepciunea și profunzimea Sfântului Grigorie, și biserica a trebuit să ia măsuri, și anume să nu mai împartă lumea, și anume să adune. Și cum putea să-i adună pe toți decât prin faptul că a rânduit a se serba acești trei mari dascăli lumii și erari în aceea zi de 30 ianuarie. E drept că îi pomenim de-a lungul anului și pe fiecare în parte, dar astăzi e o sărbătoare care ne adună. Și pentru a ști de ce se numesc mari dascăle lumii și erari, exact ne spune Evanghelia zilei de astăzi că cel care va învăța aceste cuvinte ale mele, mare se va chema în împărăția lui Dumnezeu. Și acești trei mari dascăle lumii și erari au învățat cuvântul Mântuitorului, dar nu l-au învățat numai așa teoretic ca la școală. E drept că Sfinții trei erari reprezintă ocrotitorii învățământului teologic. Eu unul am fost crescut în acest spirit și la Buzău, unde am făcut seminarul, era o mare sărbătoare, ziua de astăzi, pentru că pe lângă hramul Paraclisului pe care îl aveam acolo, Sfinții Împărați Constantin și Elena, această sărbătoare era un hram al școlii, un hram, adică ocrotitor al întregului învățământ. După ce am terminat seminarul, acest hram a continuat și la facultate. E adevărat că manifestările erau din ce în ce mai important așezate și aș vrea decât în câteva fraze să încerc, pe cât voi putea, să vă învățișez câteva din emoțiile pe care le aveam la această sărbătoare. În fiecare sărbătoare de 30 ianuarie, de Sfinții Trei Erari, era invitat câte un profesor de marcă. Ori dintre cei mai dinaintea noastră, și anume un profesor, dar profesorilor noștri, și ne ținea câte un cuvânt la Sfânta Liturghie și era invitat de marcă la serbarea pe care noi o țineam după Sfânta Liturghie. Acum, ca orice serbare, să știți că se pregătea cu mult timp înainte, dar cu cât de mult timp înainte se putea pregăti, pentru că tot semestrul întâi ne ocupam de serbarea de Crăciun și când veneam din vacanță după Sfântul Ioan, încropeam repede tot ceea ce știam noi mai bine ca să întâmpinăm cum se cuvine sărbătoarea Sfinților Trei Erari. Erau câteva cântări specifice, cum ar fi troparul sau condacul Sfinților, armonizate, bineînțeles, de maestrul Nae Lungu, și cu acestea ne îndeletniceam până în ziua de astăzi. Dar ziua de astăzi era una de mare sensibilitate. Parcă era ziua noastră. Nici măcar de ziua noastră nu porneam către Paraclis cu atâta emoție,
pentru că simțeam că această sărbătoare este făcută să ne adune. Pentru că și noi la școală, unii preferăm anumite discipline, altele altele. De aceea consideram că așa cum s-au adunat cei trei ierarhi, fiecare cu preocupările și cu portretul psihologic al fiecăruia în parte, așa erau și profesorii din fața noastră și astăzi consideram noi că trebuie să iubim pe toți la fel și să încercăm ca de astăzi înainte să iubim pe toți la fel. Pentru că simțeam că ei ne iubesc pe toți la fel până la un punct, până când începea notarea. Când începea notarea, fiecare profesor știa cam, pe românește, cam cât ne poate pielea la fiecare. Și iar începea acea dezbinare într-un fel sau într-altul. E bine însă, în această zi, în care nu se țineau cursul, pentru că era zi de sărbătoare, se ținea Sfânta Liturghie, cursul cursurilor, în această zi ne simțeam și noi uniți. Și am ascultat cel puțin 9 cuvântări puternice, 5 la seminar și 4 la facultate, despre viața celor trei ierarhi. Au fost ani în care ni s-a prezentat fiecare sfânt în parte, ani în care s-au luat subiecte de sinteză, în care ni s-au prezentat o anumită învățătură pe la toți ierarhii. În alt an, mi-aduc aminte că ni s-au prezentat învățăturile capadocienilor, pentru că ei sunt născuți în Capadocia Asiei Mici, dar numitorul comun era acela al lucrării practice, dincolo de cuvânt. Și anume, la câtă teologie știau acești mari învățați ai lumii, ierarhi, pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie, teologul, au fost episcopi ai Constantinopolului, deci în inima Imperiului, și Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscop al Cezareei Capadociei, aceștia au trecut dincolo de ceea ce învățaseră. În copilăria lor, spuneau patrologii, erau decât două căi la ei în viață, două adrese, biserica și școala. Ori se duceau la biserică, ori se duceau la școală. În acest duh am fost și noi educați și am fost educați ca după ce terminăm școala să nu rămânem în școală decât în capul nostru, adică toată viața noastră să învățăm, dar de predat trebuie să predăm lecția vieții, adică practic. Se spune că odată un învățător, un mare teolog, foarte apreciat de enoriașii în mijlocul cărora își desfășura activitatea, la un moment dat a primit o moștenire, o moștenire substanțială, și el n-a făcut altceva decât să împartă, dar nu în părți egale, ci fiecăruia după neputință, să împartă tot. Și a împărțit acea moștenire și cineva care a auzit din altă parte de ce a făcut acel mare învățător a spus: iată, aceasta este cea mai frumoasă predică și cel mai frumos cuvânt pe care l-am auzit vreodată. Adică lucrul practic. Nu a învăța despre Sfânta Treime, nu a ne lumina despre ce înseamnă unirea ipostatică, nu de a desface firul în patru să vedem ce au spus anumite curente sau altele, ci propriul mod de viață este cea mai bună lecție. E adevărat că noi de aici, din fața altarului, avem o mare problemă. Nu putem să vă spunem sau să vă arătăm ceea ce am făcut, ci trebuie să vă învățăm despre viețile sfinților, despre modul în care Mântuitorul ne-a învățat câte ceva, dar, dincolo de toate, trebuie să știți lucruri practice din viața noastră. Părintele Arsenie chiar spunea: tată, niciodată să nu dai vreun sfat asupra unui lucru pe care tu însuși nu l-ai simțit și nu l-ai trăit niciodată. V-am mai spus și astăvară, când am avut
marele eveniment care mi-a schimbat viața de până acum, când a devenit socru mic, mă întâlnesc cu un coleg care nu fusese până înaintea mea socru mic. Și m-a luat așa după gând, m-a văzut că eram foarte, foarte tensionat, cum de-al minterii și dumneavoastră ați simțit o bună bucată de vreme la mine, tensiunea aceasta care se continuă încă și aș vrea să continui toată viața. Și m-a bătut peste umăr și a zis, băi, Marius, stai, mă, că o să treacă, mă, îți spun eu. Am rămas surprins. Cum adică să-mi spună el, care nu trecuse prin așa ceva? Iubiți credincioși, niciodată nu trebuie să ne erijăm în altceva decât suntem. Sfinții trei erari pe care astăzi îi prăznuim, tocmai asta au făcut. Sfântul Vasile cel Mare era o fire foarte întreprinzătoare, ca să spun așa. În momentul acela, comunitatea locală, ca să vorbim în termenii noștri, nu se dezvoltase așa de tare încât să aibă un spital sau să aibă niște școli. Ei bine, Sfântul Vasile cel Mare a făcut instituția acestor spitale și școli și bolnițe, cum ziceau, azile, și i-a învățat pe oameni că trebuie să fie uniți. Să fie uniți și la vârsta la care trebuie să învețe, uniți și la vârsta neputinței, dar uniți și la vârsta apusului vieții acesteia. Și anume a așezat școli, a așezat spitale și azile de bătrâni. Și toate s-au numit Vasiliade după numele său de Vasile. E bine, s-a îngrijit ca în ele să se instaureze niște norme dincolo de cele de drept. Dacă este ca într-o instituție să facem numai și numai după dreptate, este posibil să riscăm să avem niște criterii greșite. Ce ar fi ca la intrare într-un azil să spun așa, nu au ce căuta aici cei cu pensii mai mari de nu știu cât sau mai mici de nu știu cât. Din start se face o greșeală prin a cerne lucrurile altfel decât trebuie. Sfântul Vasile cel Mare avea alt principiu. Fiecare primea în aceste instituții ceea ce avea nevoie. Dacă avea nevoie de sănătate sau să stea mai mult, stătea mai mult, dacă nu, stătea mai puțin. Imaginați-vă ce ar fi acum dacă ne duce la un spital să spun acolo, păi știți, pentru boala dumneavoastră trebuie să stați vreo 10 zile, dar nu putem să vă țin decât 4 zile. Asta ar însemna că dacă o lege este dată foarte clar să stea omul în spital numai 4 zile, după 4-a zi, cu branulele pe tine, cu toată armura de furtune, să te scoată în stradă. Vedeți ce înseamnă să urmărești dreptatea? Zice, păi așa e legea, că după 4 zile se dăm afară. Ei, Sfântul Vasile cel Mare a vrut să îmblânzească atitudinea pe care trebuie să o avem unii față de ceilalți. Și iată că încet, încet, comunitatea locală s-a dezvoltat, au apărut spitale, au apărut școli, au apărut azile și din Sfântul Vasile cel Mare a rămas acum acel ideal de a aduna oamenii sub altfel de norme de drept, sub norme creștinești. Dar a mai rămas ceva de la Sfântul Vasile cel Mare. Acel război nevăzut și permanent al omului cu forțele răului, anume molitvele Sfântului Vasile cel Mare, care sunt folosite ca apărare, atac împotriva diavolului. Știți că cea mai bună apărare este atacul. Și Sfântul Vasile cel Mare ne-a dat acest armament, această armură de a merge mai departe în războiul cel nevăzut cu aceste molitve, care au fost continuate de către Sfântul Ioan Gură de Aur, care n-a rămas numai așa la nivelul de a vorbi frumos. Îmi aduc aminte că într-o omilie, într-o cuvântare a Sfântului Ioan Gură de Aur, a observat că pe la jumătatea cuvântului său, oamenii aveau atenția distrasă de faptul că înainte policandrele erau aprinse cu lumânări și venise mucarul, cel care se ocupa cu schimbatul lumânărilor, când ajungeau lumânările la câțiva centimetri, 2-3 centimetri, venea, le stingea și le înlocuia. E bine, vă imaginați că pe la
jumătatea cuvântării, vine cineva și începe să sufle sau să așeze niște lumânări, cam cum a venit mamaia asta de vrut să-mi dea un pomennic și să-mi zică să rămână și nu m-a lăsat până când nu m-a tulburat puțin, dar am mers mai departe. Decât că Sfântul Ioan Gură de Aur s-a oprit și le-a zis, constat că sunteți foarte curioși câte lumânări mai sunt de stins și câte mai sunt de înlocuit. Și în loc să primiți lumina cuvântului meu, primiți lumina dintr-un sfeșnic pe care o să o uitați până acasă. Așadar, problema atenției nu este numai în timpul nostru o problemă. Din vreme în vreme trebuie să știm să-l atragem pe cel de lângă noi, nu numai așa într-o cuvântare teologică, în orice cuvântare, noi ca părinți. La un moment dat, dacă vedem că cel cu care vorbim, copilul sau vecinul sau nepotul nostru, nu se mai uită la noi sau deja are atenția în altă parte, trebuie să știm să manevrăm discuția în așa fel încât să ieșim în partea cealaltă, în față. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur, prin darul pe care l-a avut de mare vorbitor, a știut întotdeauna cum să învârtă lucrurile astfel încât oamenii să prindă ceva practic atunci când pleacă de la o slujbă. Sfântul Grigorie, teologul sau cuvântătorul de Dumnezeu, a fost numit așa încă de către contemporanii săi, pentru că avea foarte multe adâncimi în a gândi și mai ales adâncimi în a se apropia de cei care veneau la el. Dar să știți că un lucru comun celor trei a fost fuga de preoție. Toți acești trei mari dascăli lumii și ierarhi nu au vrut preoția, dar nu că au fugit de responsabilitate, nu că au fugit că știau că îi urmărește cineva. Știți că la un moment dat cineva care fuge, dar ar vrea să fie, bineînțeles, prins de către cei care din fața cărora ia distanță, din când în când să mă uită în spate, mă mai alergă cineva, când spui unui așa, cum zicea Părintele Asenie, zice, s-a smerit mândrulețul, există și o mândrie de genul acesta care îl face pe om să refuze prima dată. Nu, la ei a fost refuzul preoției de la început o realitate, pentru că nu s-au crezut vrednici din modestia lor și din cunoștința teologică pe care o aveau, nu s-au considerat niciodată vrednici de a fi preoți. Și au scris câte un tratat despre fuga de preoție. Dar o fugă așa, nu de ceva de speriat, ci înțelegerea misiunii pe care Sfântul Ioan Gură de Aur o numea arta artelor. Iată că, iubiți credincioși, acești trei mari darscăle lumii și ierarhi, încă și astăzi, ne mai învață să facem legătura între teorie și practică. Dacă ei, așa cum am spus la început, știau decât două drumuri, biserica și școala, și pe noi ne învață că trebuie să avem aceleași drumuri. O să ziceți, bine, dar eu cu școala am încheiat, pe la biserică mă mai duc și eu când mai pot. Nimeni nu vă cere să faceți mai mult decât se poate. Dar dacă ziceți că s-a încheiat o adresă și trecem la altă adresă, cu siguranță că familia a rămas acolo. Și nu vă amăgiți să credeți că acasă este un loc numai. Acasă este mai mult decât o adresă. Acasă este locul în care ne regăsim, locul în care îi găsim pe cei apropiați nouă și acasă înseamnă un cămin, nu înseamnă neapărat o casă, nu înseamnă o adresă de buletin, nu înseamnă o destinație, înseamnă o cale de a ne regăsi și de a ne întâlni cu noi înșine. Acest lucru ne învață Sfinții Trei Ierarhi, pentru că ei s-au regăsit pe ei numai în aceste drumuri, către biserică și către școală. Dar drumurile acestea aveau un centru acasă și au mers cu acest acasă până când, iată că Sfântul Vasile cel Mare l-a făcut să-și dea seama de prelungirile lui acasă.
Prelungirea lui acasă la început este școala, apoi când vin neputințele, prelungirea lui acasă este spitalul, în care trebuie să recunoaștem că avem nevoie să ne mai întărim. Apoi, pentru cei singuri din binecuvântate pricini, există azilul, adică locul în care trebuie să ne adăpostim și trebuie să acceptăm că viața are multe etape. Să știți că la azil nu sunt oameni vinovați, sunt oameni care nu au altă posibilitate de a se găsi pe ei înșiși. Cel care se duce acolo nu este neapărat vinovat. Eu am auzit pe cineva care spunea, a, păi da, dacă avea copii, zice, nu, că eu știu și câțiva oameni care au câte 7-8 copii și tot acolo sunt. Pentru că și-au dat seama că nu trebuie să fie povară copiilor pe care i-a lăsat să meargă între ale lor. Nu trebuie să judecăm așa. Și dacă un om care acceptă viața în fiecare etapă merge mai departe, să știți că acela este un om fericit. Eu am văzut oameni fericiți la azil, am văzut și oameni nefericiți, dar să știți că am văzut și oameni nefericiți înconjurați de o droaie de copii. Dar am văzut și oameni fericiți lângă un copil al său. Așadar, starea aceasta de fericire nu are nicio legătură cu exteriorul. De asta v-am spus că acasă înseamnă destinația către noi înșine. Nu înseamnă neapărat o casă. Dacă ai o casă, nu înseamnă că ai neapărat un cămin. După cum dacă ai ceas, nu înseamnă că ai timp. Vă imaginați că dacă era vorba să facem o legătură între timp, între ceas și timp, păi mi-aș fi luat vreo 20-30 jumătate pe un braț ca să am mai mult timp. Dar timpul este același. Iubiți credincioși, am încercat odată să am vreo două agende și am scris jumătate de zi pe una și jumătate pe alta. Și când mi-am dat seama că între cele două jumătăți nu mai lăsase nicio fracțiune de secundă, am lăsat o baltă. Era agenda de la școală cu cea de la parohie. Și am spus, nu, trebuie să fie în același loc, pentru că altfel mă încurc. Pentru că ziua este aceeași. De aceea astăzi mă bucur că Sfinții Trei Ierarhi îmi transmit mie personal și emoția copilăriei mele teologice și încet, încet simt că am dat din această trăire deosebită și dumneavoastră celor care mă ascultați. Fie ca Sfinții Trei Ierarhi astăzi să trimită fiecare câte un dar de-al său, să trimită însă toți trei Duhul Comuniunii și mai ales Duhul Șederii Împreună. Și tot ceea ce am învățat de acum înainte să punem în practică, pentru că așa au făcut cei trei mari dascăli lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.